Bine v-am găsit, dragii mei, la o nouă rețetă. Astăzi doresc să vă prezint o rețetă de sezon, o rețetă foarte delicioasă, și anume ciorbă de lobodă. Haideți să vă prezint de ce ingrediente vom avea nevoie. Am aici două roșii mari pe care le-am tocat, doi morcovi pe care i-am dat prin răzătoare, două cepe pe care le-am tocat, una albă și una roșie, mărar și pătrunjel la final, puteți pune și leuștean, un ardei roșu, lobodă pe care am tocat-o, aproximativ 6 legături de lobodă, jumătate de cană de orez, borș și ulei. Primul pas este să punem ceapa împreună cu ardeiul și morcovul la călit. Le lăsăm aproximativ 2-3 minute să se călească. Legumele s-au călit, acum voi adăuga un pahar cu apă și le voi mai lăsa încă 5 minute să fiarbă în suc propriu. Fac acest truc deoarece această compoziție o să dea gust foarte bun ciorbei. O să pun acum și roșiile și le mai las 3 minute să fiarbă. Legumele au fiert, practic acest amestec pe care eu l-am lăsat la fiert cu foarte puțină apă constituie baza ciorbei. Acest amestec dă tot gustul ciorbei. Voi completa acum cu apă cât să se umple jumătate din cantitatea oalei, o să adaug și orezul și îl lăsăm să fiarbă foarte bine. Orezul a fiert, acum pot adăuga și borșul. Eu o să pun cam 300-400 de ml de borș, dar asta ține de gustul vostru. Ori în loc de borș puteți folosi lămâie. O să pun și puțină sare și o să las ciorba să mai dea o dată în clocot. Ciorba este gata, o să opresc focul, o să pun loboda, verdeața și lăsăm totul să se infuzeze. Sper că v-a plăcut rețeta mea de astăzi și că v-a fost de ajutor. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în videoclipul viitor.